Bună ziua, dragii mei, și bine ați revenit la emisiunea Povești de Succes. Sunt Alina Tudor, sunt căuș certificat în mentalități de succes și ca de fiecare dată lansez invitația să fim deschiși pentru a ne lăsa inspirați de poveștile celor care au atins succesul și împlinirea în viețile lor și să extragem conștient acele elemente care ne pot fi și nouă utile în călătoria noastră. Astăzi o avem alături de noi pe Ana Maria Brânză, Declarată de 5 ori cea mai bună spadasină din lume. În 21 de ani de carieră, a obținut 20 de medalii la campionate europene și mondiale. Medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Rio, medalie de argint la Jocurile Olimpice de la Beijing. A fost declarată dublă campioană mondială și de 7 ori campioană europeană. S-a retras din sporturi de performanță la finalul anului 2021. Și în prezent este autor al cărții Angard, pe care chiar o am aici. Și eu o să vă și arăt. Consilier al președintelui COSR și e și speaker motivațional și implicat în numeroase proiecte sociale. Dar mai multe despre asta o să ne spună chiar ea. Bine ai venit, Ana! Este o onoare pentru mine și o bucurie în același timp că ai acceptat invitația de a fi astăzi prezent aici și de a ne împărtăși călătoria ta extraordinară. Bună, Alina, îți mulțumesc eu pentru invitație și pentru faptul că îmi dai ocazia să spun oamenilor povestea fetiței cu masca tricoloră. De abia aștept să o aud. Am multe întrebări pentru tine. Cred că ești pregătită. Sper Sunt să convinsă. fiu. convinsă. Aveai 11 ani când fratele tău Maie s a propus Sala de crimă <laughs> <laughs> Și te-ai îndrăgostit imediat de acest sport. Ce anume te-a atras așa de mult? De ce scrimă? Uh, înainte de, de toate, înainte de scrimă, de fapt, că așa a început călătoria mea în, uh, în sport, uh, părinții mei și-au dat seama că aveam o doză în plus de energie. Uh, puneam prea multe întrebări, și la fiecare răspuns mai aveam un da, de ce. Și au hotărât de comun acord că eu trebuie să merg să îmi consum energia într-un cadru organizat. Uhum. Inițial au ales tenisul de câmp pentru mine, pentru că terenurile erau foarte aproape de casa noastră. Eu aveam 9 ani, puteam să merg singură la, la antrenament. Și timp de un an de zile mi-am pierdut timpul la propriu, pe terenul de tenis, pentru că nu m-a atras acel sport. Nu spun că tenisul nu este un sport fascinant, dar nu a fost potrivit pentru mine. Drept urmare, după un an de zile le-am spus părinților că eu acolo nu vreau să mai merg, mai bine fac teme la matematică și exersez la caligrafie. Și atunci au spus ok, până în seara în care fratele meu, Maie, pe el îl cheamă Marius, dar mai am spus eu toată, toată viața, a venit plin de entuziasm de la de antrenament. La, la momentul acela ieri, era o tânără speranță la echipa de, de fotbal la clubului sportivar al Matei Steaua, București. Și a venit și a spus, eu am găsit locul ideal pentru brânzica, și anume sala de crimă. Ceea ce mie mi-a pus anumite semne de întrebare. Ulterior, am aflat că este vorba despre scrimă, un sport despre care nu știam nimic. Nici măcar părinții mei n-aveau foarte multe date, deși ei erau mari consumatori de sport. Nimeni din familia noastră sau dintre cunoștințele mele nu practicase vreodată, dar cu toate acestea mi-a stârnit interesul și curiozitatea și am zis, ok, vreau să merg să văd ce se întâmplă la acea sală. Și credem că au trecut pf, mulți ani de atunci, prea mulți ani de atunci. Și încă am acea primă imagine cu toți copiii îmbrăcați în costume albe care se duelau. Mi s-a lipit peretină. Dar mai important de atât a fost sentimentul de apartenență. Mm -hmm. Când am intrat în acea sală, chiar dacă totul era străin, nu cunoșteam pe nimeni și nu înțelegeam ce se întâmpla acolo, m-am simțit de-a locului. Foarte interesant. Asta zic. Și a, a simțit asta copilul de 11 ani. Mm -hmm. Parcă mai fusesem pe acolo. Nu știu, a fost ceva ce m-a. M-a făcut să mă simt, exact, să mă simt de-a locului, bineînțeles, și întâlnirea cu primul meu antrenor, domnul Radu Silaghi. A fost, a fost cea care blândețea cu care m-a tratat, a, răbdarea pe care a avut-o cu mine în de-a rândul, și așa mai departe. A, cumva, această primă, primă experiență m-a convins să încerc. Și iată că, timp de 20 de ani, sala de schimb a fost, într-adevăr, cel mai frumos teren de joacă pentru mine. Foarte frumos spus. În inima ta încolțise deja visul să câștigi titlul la o competiție importantă, să fii premiantă la, la scrimă și cum s-a născut acest vis? Uh, cumva personalitatea mea, prin personalitatea mea, am reușit să mă impun într-un timp relativ scurt în sala de antrenament. Lucru care l-a făcut pe domnul antrenor să considere că sunt pregătită pentru primul, uh, prima competiție națională. E, și iată-mă pe mine... Acest campion al zilelor noastre, care a participat la prima competiție națională și s-a clasat penultima. Nici măcar ultima, vorba aceea. Și țin minte că, nu știu, mă gândesc, poate al copil în locul meu atunci ar fi zis, dai prea greu, sportul ăsta nu-i de mine, uite, am pierdut, eram amărâtă, plângeam cu lacrimi de crocodil la propriu. Dar cu toate astea, ceva înăuntru meu s-a, mișcat, s-a așezat, s-a ceva și... Țin minte că am mers și am spus domnului antrenor, pe un ton chiar amenințător, dacă vrei, Că o să fac tot ce o să țină de mine, și anul viitor vă promit că o să câștig medalia de aur. Dar am spus-o cu toată convingerea din lume. Mm -hmm. Nu știu și n-am apucat niciodată ulterior să-l întreb pe domnul Radu Silaghi ce a fost în mintea dânsului când, când m-a auzit, eram un vot de copil. E da, cu toate acestea, credem că un an mai târziu am mers și am câștigat prima mea medalie de aur. Și a fost wow. extraordinar. Un bănuț, așa, metalic. Mm -hmm. Da? și tricou acela de, de campion pe care l-am purtat mândră, nevoie mare nu conta că în jurul meu erau mai campioni ai României sau chiar uh, Laura Badea campioana olimpică, singura campioană olimpică a României uh, la, la scribă în proba individuală și cumva de atunci s-a conturat acest vis și mm -hmm. eu mi-am dat seama că eu când eram mică nu mă visam nici balerină nici medic, nici pompier nici pol polițist, nici noi mi-am dat seama atunci că eu când o să mă fac mare, eu vreau să devin un campion. Bun, deci atunci a fost momentul. Atunci a fost momentul în care uh -huh. s-a conturat acest uh, gând în, în mintea mea, și în fiecare zi m-am trezit și am muncit pentru a ajunge un campion. Uh -huh. Deși magia sportului este că nu-ți oferă niciodată garanții. Uh -huh. Pot să fii cel mai bun astăzi, dar mâine cu totul și cu totul o altă zi. Ai avut un model? Nu neapărat. Nu neapărat. Și țin minte, la primele rezultate, cel puțin în perioada junioratului, uh, foarte mulți oameni ai scrimei uh, mă, mă comparau cu Laura Badea. Ceea ce pentru mine nu, uh, nu mi-a plăcut niciodată această comparație. Eu voiam doar să fiu mai bună. Nu conta decât cine. Nu conta decât cine. Nu, cea nu. mai bună. Și nu eram într-o competiție nici cu Laura Badea, nici cu alți campioni. Nu, eu voiam să văd cât de departe pot eu să merg. Uhum. pentru mine asta era, asta era important pot să fac mai bine decât am făcut ieri pot să urc, pentru că la un moment dat cel puțin pe final de carieră eram foarte des întrebată de ce mai merge acolo de ce nu te retragi ce-ți mai dorești, ai câștigat aproape toate medaliile pe care ți le-ai dorit ce mai vrei mai mult și am zis că dacă ar fi posibil mi-aș dori să le cuceresc să le recuceresc pe toate pentru că de fiecare dată fiecare competiție fiecare asalt, fiecare tușă pe care o construiești, o simți altfel. O simți altfel. Exact. Iar pentru mine, jocul ăsta a fost atât de important și pe mine asta m-a ținut acolo și m-a făcut să mă simt vie. Uh -huh. Mie, scrima, nu mi-a furat copilăria. Nu sunt genul de sportiv care să spună că și-a sacrificat uh, copilăria și tinerețea pe altarul performanței. Nici de cum. Mie, scrima mi-a dat o viață. Pentru că ți-a plăcut. Pentru că te-ai jucat, te ai simțit că te joci de asta spui că nu, nu, ai, nu e ceva la care ai renunțat. Că joaca a făcut parte din... Chiar dacă la un moment dat am ajuns acest sportiv de înaltă performanță și aveam obiective pe care trebuia să le îndeplinim, atât eu cât și echipa din care făceam parte și vorbim de campionate europene, campionate mondiale, mm -hmm. jocuri olimpice, eu mi-am dat seama că momentele în care nu am mai avut rezultate, pentru că au fost și astfel de, de momente și chiar perioade mai mai lungi de timp, au fost fix momentele în care trebuia să iau medalie. Trebuia. Exact. Și l-am urât cu toată ființa pe acest trebuie. Uh -huh. Pentru că uh -huh. eu am mers întotdeauna la schimbă pentru că mi-a plăcut. Uh -huh. Și cred că ăsta este un defect major pe care îl avem noi, adulții. Uităm că joaca este esențială, dar eu am avut șansa, ca în copilăria mea, să am, să am în jurul meu adulți care au înțeles cât de importantă este această joacă pentru mine. Chiar dacă în sportul de performanță ne jucăm după reguli clare și avem obiective de îndeplinit, așa cum spuneam mai devreme, este spiritul acela ludic trebuie să, Pe și să cum, rămână. Cum faci să, să ai un asemenea spirit? Eu l-am avut întotdeauna în interiorul meu. Când l-am lăsat să se manifeste, atunci toate lucrurile au fost foarte bune și au funcționat. În momentul în care adultul a preluat frâiele, pentru că trebuia el să salveze planeta cu ghilimelele de rigoare, atunci totul se prăbușa. Și dacă vrei cel mai bun exemplu pentru, în acest sens, înainte să plecăm la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro în 2016, psihologul lotului național mi-a spus doar atât, merge acolo și bucură-te. Și am fost revoltată în primă fază. Pentru că mi se părea că trebuie să-mi dea un bagaj solid. Totuși plecam la cea mai importantă competiție. M-a Mă în patru ani de zile. Nu poți să-mi spui că merg la luptă doar cu bucurie. Uh -huh, uh -huh. Ei, și în pe îmi proba pe echipe, chiar în primul chiar în primul meci, eu a trebuit să să închid meciul, aveam ultimul asalt, colegele mele își făcuseră treaba, în mod exemplar până acolo, eu aveam 3 minute la dispoziție să țin de minimul avantaj pe care îl aveam, o tușă. Ce am făcut eu un schimb? Am pierdut acea tușă și am mai primit încă trei, și uh, la un moment dat mi-am dat seama că totul ține de mine. Totul ținea de, de mine. Și îmi repetam cu fiecare secundă trebuie să faci ceva, Ana, trebuie să faci ceva, trebuie. Și uh, cu atâta înverșunare încât uitam că, de fapt, acolo trebuia să las doar copilul să se bucure. Uh -huh. Să fie recunoscător care are șansa să se joace pe cel mai frumos teren de joacă, care se întâmplă odată la patru ani de zile. Și în momentul în care am predat frâiele, și am zis, ok, -am nimic, nu mai am nimic de pierdut, pentru că mai au doar câteva secunde. Și atunci am zis, ok, fă ce vrei. Și atunci am reușit efectiv să mă scuture toată presiunea aceea pe care eu o puneam pe, pe umerii mei, pentru că mă consideram responsabilă pentru soarta, pentru soarta echipei. Și când am reușit să scap de această presiune, iată cum s-a întâmplat și magia, și am reușit să. Să ne calificăm în semifinale și mai ulterior să câștigăm. Atunci când Întreziu. în 40 de secunde ai schimbat soarta jocului? Atunci a fost, da. da? Și când înainte erai și cu glezna luxată? Da, ăla a fost un moment foarte interesant din cariera mea, trebuie să mărturisesc și acum uite, la în distanță pot să spun ce da. boroboț am făcut. Tot psihologul ne spusese să, să ne purtăm normal, noi fiind o echipă formată din patru fete, patru caractere diferite, dar cumva pe noi joaca ne-a și unit. Și dacă celelalte echipe erau foarte serioase, foarte bățoase, concentrate, focusate pe ce aveau de făcut în competiție, noi încercam să părem relaxate. Chiar dacă eram super concentrate și știam ce avem de făcut, încercam să transmitem acest mesaj, că noi suntem relaxate și uite, totul e o joacă pentru noi. Pentru că automat, ca și sportiv, când vezi că unul lângă tine face tumbe și tu tremuri din toate încheieturile știind că trebuie să luți pentru o medalie, atunci a sclatină puțin încrederea. Și ăsta era doar un joc pe care noi îl făceam. Uh -huh. E doar că jocul ăsta a avut efecte secundare pentru mine, pentru că am găsit, nu știu, la încălzire o mingiucă undeva și m-am crezut eu acest fotbalist, deși eu sunt amotrică și eu, eu doar cu scrima pot. am încercat să șutez în acea mingiuță, am căzut cu piciorul sub mine, cu piciorul stâng și am făcut o întorsă de toată frumusețea. Și asta se întâmpla chiar în ziua echipelor la Jocurile Olimpice. Nu puteam ce să spun antrenorului: că m-am împiedicat, de ce? De mochetă, de. A, știam că am făcut ceva foarte rău, exact cum sunt copii. Copiii, când sparg un bibelou, sau cel puțin așa eram copilarea. Încearcă, încearcă în primă fază să lipească. Eu am știut, am reușit doar să o anunț pe una dintre colege că e rău, e foarte rău. L-am chemat pe, pe masorul nostru și am spus, habar n-am făcut ce vrei tu. Eu vedeam cum îmi dospește glezna, efectiv. Și am zis: Fă ce vrei, tu leagă, că mă i eu. Eu trebuia să stau toată ziua, să fiu aptă wow. pe planșă. Bineînțeles, wow. că adrenalina competiției și tot ce a urmat după. Eu am uitat de acea gleznă. Păi asta vreau să te întreb, că bănuiesc că nu e prima oară când ai intrat într-o competiție cu durere. Cum mm. ai reușit tu am să te, să... te focusezi atunci cu durerea asta la purtător? Știind <laughs> că sunt la cea mai importantă competiție și știind cât am muncit, dar nu doar eu, întreaga echipă și toți oamenii care ne-au ajutat. Crede-mă, gândul ăsta îmi lua orice durere. Nu mai conta, nu contează câte spray cu chelen și câte și mai câte n-au pus pe, pe glezna mea atunci. Dar adrenalina competiției te face să uiți de, de multe lucruri. Chiar dacă a venit de cont ulterior și a, am ratat un sezon întreg, pentru că a trebuit să-mi să tratez această, această gleznă, dar până la urmă cred că a fost tot rolul spre bine. Pentru că din cauza durerilor nu puteam să mă mișc Aca, să mă grăbesc pe planșă. Uh -huh. Și atunci, cumva, am stat mult mai concentrată, deși am scrâșnit din dinți până mi-am ciobit un dinte. Asta e. Se mai întâmplă. Uh, dar era, era interesant pentru că nici nu voiam să le transmit adversarelor mele că sunt rănită. Mhm. Uh -huh. Și atunci trebuia să pară că eu sunt această viteză, chiar dacă simțeam că efectiv calc pe cioburi. Mm -hmm. Durerea și mai era este ceva, asuțită. Ai mai făcut ceva atunci, pentru că tu ai trecut, întâi erai cu presiune pe tine și vedeai, știu că te-am auzit într-un alt interviu spunând că te uiteai și la domnul Podeanu și îl vedeai, ți era și teamă pentru starea lui de sănătate. Deci aveai simțit toată această presiune și după aceea tu singură, în mintea ta, ți-ai spus niște lucruri încât ai schimbat te, ți-ai schimbat starea, astfel încât să ai acces la energia ta, pentru că noi, de fapt, noi avem toate resursele în interiorul nostru, doar că starea face diferența să avem acces la ele. Și tu ai reușit în momentul ăla să schimbi starea de spirit astfel încât să ai acces la resursele tale și să poți să schimbi soarta jocului, despre ce vorbim în 40 de secunde. Da, da, ideea este, bine, atunci la propriu mi-a fost teamă pentru sănătatea domnului Antrenor. Uh -huh. Deși eu l-am albit bine împreună, ajutată de colegele mele. <laughs> nu doar timpul care a trecut peste, peste, noi toți, doar că atunci a trebuit să mă văd pe marginea prăpastiei ca să pot să accesez acele resurse. Că mi-am dat seama că nu mai am nimic de pierdut, că de fapt despre asta e vorba și e această zicală, că să-ți fie teamă de omul care nu mai are nimic de pierdut sau ceva de genul ăsta. Da, da. E, și atunci Abia atunci am reușit să fac, să fac switch-ul. Bun, dar în toată călătoria ta, că totuși au fost 20 ceva mm. de ani, au mai fost momente de genul ăsta în care ai simțit presiune, în care sau plângeai că lucrurile nu se întâmplă așa? Mm. Și cum făceai să te, să te muți de la starea aia, care nu era cea mai bună și nu îți folosea, la una plină de energie? Cum făceai? Înainte ce? de toate mă opream, pur și simplu așa. mă opream că era într între două tușe și atunci ați permit să strași sufletul. Mă foloseam de exercițiile de respirație, pentru că asta mă, mă regla și după aia îmi impuneam să nu mai gândesc. Îți impunei. Îmi impuneam. Și mă lăsam doar să curg. Și fix asta îmi repetam. Lasă-te. dă voie doar să fii. Ok, pentru că în, Exact. Pentru că în scrimă nu mai ai, n-ai timp niciodată. Și mm -hmm. când apare primul gând... Cu siguranță acțiunea aia, nu o să mai ai toată forța în acțiune. Ok, aia. și ce faci ca să uh, pui stop? Că, na, eu pot să zic dar acum. Dar la mine așa funcționează. Gândă. Da, dar zic, era, îți mutai atenția pe ceva, știi, pe corp, poate. Doar, era pe ceva? Doar pe respirație. Doar pe respirație. respirație. atenția pe la respirație. Mine, da, uh -huh. La mine, la respirația conștientă uh -huh. și atâta tot. Reușeam și ce m-a ajutat pe mine teribil de, teribil de mult a fost faptul că, la fel, am fără să lucrez, neapărat cu cineva în acest sens, reușeam să-mi închid canalele de comunicare. Eu când intram în sala de competiție, mi arageam o voce. Pentru că este zgomotul de fond, e zgomotul armelor, se întâmplă ca toți oamenii din jurul tău să vrea să-ți dea un sfat, da? și atunci vorbesc și colegele și antrenorii și eu nu mai știi pe cine să asculți. Iar eu am avut această capacitate să-mi aleg o voce, fie că era colegii mele de cameră, fie că era antrenorului sau altei colege, și atunci doar pe ei ascultam. Și asta m-a ajutat teribil, pentru că nu mă pierdeam în tot acel zgomot de fond. În general, în, în scrimă, dar și în alte sporturi, când vezi din afară, da? mm. vezi în altă perspectivă și vezi totul mult mai clar. Și atunci, fiind concentrat și conectat cu o singură voce, știi ce să-ți iei bun din ce ți se spune. Iar mm -hmm. pe mine asta m-a ajutat teribil. În foarte, multe, în foarte multe situații limită. Atunci ai nevoie de ajutor. Când merge totul strună, nu da, are nimeni nevoie de, mm -hmm. de nimic, nici măcar de încurajări. Mm -hmm. Dar atunci când simți că scap frâiele asaltului, atunci e, e foarte important să poți să asculți doar acea voce care se -ți transmite ție cel mai bine. Și nu la fiecare competiție alegeam aceeași voce. Mm -hmm. Dar cumva simțeam. Simțeai ce voce să simțeam îți Simțeam cu cine rezonez astăzi cel mai bine. Ok. Da. Mm -hmm. Foarte interesant, da. da La mine astea sunt mecanismele pe care noi Gândește-te că noi foarte târziu Am reușit să, să avem un, un staff complet Să avem un, un medic cu noi Să avem un masor Să avem psiholog la lot Chiar dacă nu făcea deplasările cu noi Poate mai vedea în cantoamente La competiții nu aveai Și atunci trebuia să mi găsesc tot felul de resurse Și tot felul de exerciții Și tot felul de, de tehnici și de tactici Încât să, pentru că e și frustrant când ajungi la o competiție și vezi că staful nu știu cărei țări are 40 de oameni. Și tu ai antrenorul, poate și antrenorul secund, și joacă toate rolurile posibile. Și atunci încerci să înveți de la fiecare, să iei de la fiecare, încât atunci când ajungi în competiție, să ai așa ca o trusă de prim de primă ajutor. Și ții de acolo fix ce, ce ai nevoie. Pentru că la noi a fost o perioadă în care nu ne-a mers foarte bine, începusem deja și cu echipa să avem rezultate destul de, destul de bune Și apoi a urmat o perioadă în care nu știam doar să muncim mai mult, nu și mai bine Șansa noastră a fost să putem să avem această comunicare cu antrenorii Și să ne dăm seama că ceva nu se întâmplă cum trebuie acolo Și am avut această deschidere să mergem la oameni în exterior la oameni de, din exterior Oameni însemnă din exterior înseamnă nu, un preparator fizic pe care noi nu-l aveam. Până atunci, făcut-o în pregătirea fizică cu antrenorul. Da? Să mergem la fel, să vorbim cu un psiholog, chiar dacă nu-l aveam tot timpul cu noi, uh, cu noi acolo. Și așa mai departe, să învățăm și să furăm, da? uh -huh. cu toate ghilimele de, de rigoare, de la fiecare câte ceva. Uh -huh. Și ajungi în mica noastră, în micul nostru grup. Să împărtășim okay. această informație de care ne foloseam cu toții. Dar fiecare avea libertatea, și asta ne-a ajutat teribil de mult. Fiecare avea libertatea să-și ia de acolo ce era lui bun. Pentru că ce funcționa la mine nu era musai, să funcționeze la colega mea. Și cumva asta a fost secretul echipei noastre. Școala de scrimă românească nu are un tipar foarte clar. Dacă te uiți la, la școala de scrimă italiană sau franceză sau bă, nemțească, o să vezi un șablon. Noi eram patru tipe, patru stiluri diferite, patru personalități diferite, ceea ce era mult mai complicat pentru antrenori, între noi fie vorba, dar cumva complicat și pentru echipele adverse. Uh -huh. Și atunci fiecare dintre noi își punea amprenta. Uh -huh. Revenind la călătoria ta, uh -huh. când aveai 13 ani, ai plecat de acasă pentru a te antrena la Centrul Olimpic de Spadă de la Craiova sub îndrumarea antrenorului Dan Podeanu, domnul Mustață cum nu da. Și erai un copil. Bănuiesc că n-a fost ușor să pleci de lângă părinți, da? și nici pentru, părinți, nici pentru tine, nici pentru ei. Și cum, care au fost coincidentele de să iei această hotărâre, să o poți doa? Înainte de toate, trebuie să-ți mărturisesc că eu le sunt recunoscătoare părinților mei pentru încrederea cu care m-au investit, cu siguranță nu le-a fost, le fost, ușor să lase o fetiță de 13 ani să plece de acasă, doar să urmeze un vis. Uh, și țin minte, la momentul respectiv, bunica mea, din păcate nu se mai află printre noi, reproșa mamei că ai o singură fată și pe ea o lași să plece în lume, dar până la urmă a ajuns și bunica să fie mândră, deci am, deci am realizat. Uh, și mai departe de asta, îi sunt recunoscătoare domnului Radu Silaghi, primul meu antrenor, pentru că la momentul în care a venit propunerea din partea antrenorilor de la, de la Craiova, Dânsul ar fi putut să spună, nu, eu am descoperit-o, o țin pentru mine. Uh -huh. În schimb, Dânsul a spus, i-a invitat pe părinții mei la o discuție și a spus, uitați, s-a evitat această oportunitate, eu îi pot oferi Anei atât, pe când dacă merge acolo poate să aibă acces la mult mai mult. Bun, el a văzut, de fapt, o oportunitate pentru tine exact, și a văzut și potențialul da. pe care îl avei. Și nu a avut acel egoism. Și mi-aș dori mm -hmm. ca toți sportivii să aibă șansa să-l întâlnească pe Radu Silaghi și mai departe să aibă un dampo de anul în viața da. lor. Da. Da. Pentru că eu când am auzit la vârsta de 13 ani că urmează să mă mut la Craiova, asta seama că eu mi-am colorat această poveste cu norișori și vată pe mm -hmm. băți și unicorn și așa mai departe. Ceea ce nu s-a dovedit a fi chiar așa. Uh, chiar așa, pentru că am ajuns la începutul anilor 2000, îți dai seama, uh, la Craiova, într-un cămin de liceu industrial. Nu era nimic vopsit în roz acolo, totul era tern așa, și uh, dar asta a contat foarte puțin. În prima fază a fost șocul, mărturisesc, da. și am fugit efectiv pe scări și am spus mamei, sorry, eu aici nu rămân. Iar mama a știut întotdeauna cum să mă motiveze și mi-a spus Ok, ți-aduce aminte de ce ți-ai dorit să vii aici? Și am zis da, pentru că vreau să devin un campion Tu vrei să devin un campion Ok, și în condițiile astea hai să facem acest târg Rămâi o săptămână aici, vezi dacă te acomodezi Dacă nu, venim și te luăm acasă Am fost de acord Pot să spun că două zile mai târziu zici că acolo mă născusem uh -huh. Am avut șansa cumva să fiu și cea mai mică din întreaga gașcă, pentru că acolo erau sportivi din toată România care se, care se antrenau și cred că am stârnit cumva, nu știu, acest instinct matern și patern în colegii mei mai mari. Și am rămas acolo timp de 10 ani de zile la Craiova. Pentru mine Craiova a devenit acasă și este amuzant, teribil de amuzant pentru mine, oamenii mă asimilează atât de mult cu Craiova încât cu certificatul de naștere în mână, nu-i pot convinge pe unii că eu m-am născut în București uh -huh. uh, Cred că, nu știu, cumva și felul meu de a fi, mă duce mai mult în zona aceea, dar pentru mine Craiova a însemnat și înseamnă în continuare acasă, iar domnul, domnul Podeanu așa cum am spus în repetate rânduri este creatorul sportivului Maria Brânză fără doar și poate. Dacă n-ar fi existat domn, domnul Podeanu, nici Brânzica mm -hmm. nu ar fi ajuns pe acele podiumuri. A fost un coleg care ți-a dat acolo o lecție da, fă, și ți-a zis așa, fă ceva în plus. Dacă te antrenor, antrenorul te pune să faci fandări până la capătul planșii, mai adaugă una și în timp vei vedea diferență. Ai urmat mereu acest sfat? Da, așa acum îl duc mai departe. Deși nu l-am înțeles la momentul respectiv. Pentru că aveam, eram un copil de 14 ani care își dorea să devină un campion mm -hmm. Nu, nu iubea atât de mult munca. Mi-e -mi plăcea scrima. Eu nu înțelegeam, de exemplu, la uh, antrenamentele de alergare. Și tot timpul îi spuneam antrenorului dacă voiam să alerg, mergeam la atletism. Mie mi îmi place bătaie să vei la scrimă. Și era teribil pentru mine să fac genoflexiuni, abdomene, fandări, uh, rotunjam colțurile, săli sau terenului de fiecare dată când trebuia să, să alergăm. Uh, am fost un sportiv talentat. Și cumva asta m-a ajutat teribil de mult. Mai târziu în cariera mea mi-am dat seama că dacă acesta le nu va fi susținut de muncă, nu o să ajung acolo unde visez. Și atunci am compensat. Dar această lecție am, am îmbrățișat-o. Sportivul respectiv este Alexandru Nistor. La momentul respectiv, el și Rigo Robert erau cumva cei mai performanți sportivi uh -huh. din centru olimpic, unul dintre ei din satul mare celălalt din Brașov. Și chiar dacă ei s-au retras din activitate la un moment dat, să știți că pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, în 2021, ei au venit și mi-au fost pari-parneri. Băieții mari pe care eu îi vedeam în copilăria mea, acolo, și îmi doream la un moment dat să ajung și eu la campionate mondiale și europene cum mergeau ei, au ajuns mulți ani mai târziu să mă ajute la propriu, pentru că au crezut în acel vis al meu. Că mai sunt în stare să ajung din nou pe podiumul olimpic. Și au venit pro bono, wow. mă ajute. Ceea ce pentru mine a fost extraordinar cred și că... le, sunt, uh -huh. le sunt recunoscătoare pentru că cred că fiecare sportiv care a fost parte din centrul olimpic, și cumva ei m-au crescut până la urmă, fiecare s-a simțit împlinit prin rezultatele mele. <laughs> ce frumos! Mele. Și faptul că am avut aproape chiar înainte de ultima ediție a Jocurilor Olimpice la care am participat. Asta m-a ajutat și pe mine terib teribil de mult. Mare lucru, într-adevăr. Ați fost acolo o comunitate, a fost uniți. Da. Cumva și greu te, te da. unește când ajungi să împarti și ultimul sandviș, sau când vine Moș Nicolae și tu ți-ai consumat alocația înainte de vreme, să spunem, sau când mergi în fiecare weekend la gara să aștepți un pachet, la fel, de la București, de la Satul Mare și am crescut împreună. Iar pe mine, acea perioadă m-a educat cel mai mult. Pentru că ne-a fost greu, nu ne-a fost ușor să ne descurcăm cu tot ce aveam de, de făcut, dar știam că suntem împreună. Ne aveam unul pe celălalt. Un mare lucru. Da. da. Deci ai urmat mereu sfatul și ai făcut un mic. ceva în plus. ceva în plus. Pe de ce spunea antrenorul. Exact. Uh -huh. După ce mi s-a spus acest lucru, bine, am mai și șuntit pe aici, pe acolo, dar, dar am grijă să duc mai departe acest sfat, Mai ales la marile competiții, toți sportivii se antrenează la fel. Nu poți să reinventezi sportul respectiv. Da, corect. Dar detaliile și atunci cum fac, fac diferența? diferența. Detaliile. Doar detaliile fac diferența. Și acest mic pas în plus pe care îl faci în fiecare zi o să conteze fix când o să ai nevoie. Uh -huh. Mie mi s-a întâmplat. Când eram în situații limită, mă gândeam că eu am făcut, pe plan și o vorbesc, când era, să zicem, ultima tușă sau. Știam că am făcut puțin mai mult. Și doar ca mindset, ca energie, ca. știi că ai făcut mai mult decât. Ok, deci te ajută ajutat exact. mental, că da. tu știai, de fapt, stai puțin, că am făcut mai mult decât da. alții. Exact. Mm -hmm. Aveai obiceiul acesta să-ți notezi. Deci să te uitai, aveai un carnețel peste tot după tine, să notai ce sfaturi de dea domnul Mustață, da. domnul Pădeanu ce făceau adversare, mișcările bune făcute de adversarele tale și ce nu ți ieșea ce ți, ieșea, ce nu -ți ieșea bine ție. Apoi citeai notițele întrebându-te cum poți să te perfecționezi. Într-un interviu spuneai, eram cu carnetul după mine, pe mine mă interesa, ok, ești mai bun decât mine astăzi. Ce poți să iau de la tine? Ce poți să fur de la tine? Ce faci tu? Faci tu ceva. <laughs> și mi se, pare, mi se pare foarte interesant și acum, făcând o mică pauză, acum peste 40 de ani, cum mă spuneam mai devreme, um, au fost câțiva oameni care s-au întrebat uh, dacă sunt oameni care obțin rezultate excepționale, genii, cum putem să, să extragem și noi, să replicăm aceste modele, să învățăm și noi să dăm mai departe. Așa a luat naștere programarea neurolinguistică, NLP-ul și tu ceea ce făceai știm de fapt că ă, mentalitatea noastră care e formată din structura de gândire stare interioară, atitudine, credințe determină acțiunile noastre și acțiunile noastre determină rezultatele tu ceea ce făceai atunci asta mi s-a părut foarte interesant tu modelai deci tu replicai anumite mișcări care erau executate foarte bine și aveai mindset-ul ăsta și vreau să te întreb despre acest obicei l-ai urmat pe tot parcursul? Da, chiar și uh, în era în care pe final de carieră gândește că toată lumea făcea analiză video. Adică ajunsesem, tehnologia acaparase totul, dar eu în continuare am funcționat cu pixul și cu agenda. Țin minte că fotograful Federației Internaționale de Stimă era exasperat și a zis eu nu înțeleg ce tot scrie acolo. Mă gândesc că ai tone de caiete și așa este, am avut foarte, foarte multe. A fost metoda care a funcționat pentru Dar mine. cum ai ajuns la metoda asta? Pur și simplu, din... Știi când eram mici că aveam acele jurnale? Da. E, mie mi-a plăcut atât de mult și îmi spunea niște povești extraordinare în jurnale, Încă mi s-a părut interesant să am și un jurnal de scrimă. Și uh -huh. îmi notam acolo, pentru că aveam foarte mult timp pe când eram junior. Gândește-te că noi toate deplasările către competițiile făceam cu microbuzul. Și făceam zeci de ore până în Italia, Germania, Austria, unde mai aveam noi competiții. Nu mergeam cu avion. Nu mergeam cu avionul, nu, încă nu se inventase avionul <laughs> pentru noi. Și atunci la fel, și viața în cămin, aveam două ore pe zi, aveam o școală, teme de făcut și de restul timp din plin. Și mie întotdeauna mi-a plăcut să scriu, pur și simplu. Și atunci am început să, să mă analizez și să văd ce fac bine, ce nu fac bine, pentru că scriind de mână, altfel înregistram eu și rămânea acolo. Și puteam oricând să mă întorc să văd, era și un pariu cu mine cumva. Am greșit asta data trecută, ia să văd. Două luni mai târziu dacă dau foile, tot în etapa aia sunt? Adică vedeam dacă am corectat sau nu. Și așa mă verificam, pentru că altfel aș fi uitat. Știi? Și m-a ajutat B foarte mult chestia asta și chiar mă gândeam aseară când am văzut că au fost lansate, au fost dezvoluite medalile pentru Jocurile Olimpice Paris 2024. Și când am văzut acele medalii, poza lor, m-am întors la toate edițiile la care eu am participat și a fost așa o călătorie și m-am blocat în 2008, înainte de Beijing, când la fel internetul aveam acces, dar eu țineam un tabel cu primele 16 sportive din clasamentul mondial și știam fiecare câte puncte a obținut la fiecare competiție, câte ar mai trebui să obțină și toate variantele, posibile și imposibile chestia asta îmi răpea o groază de timp. Nu era datoria mea să fac statisticile, dar aveam senzația că dacă nu fac eu treaba asta, altcineva nu o să o facă bine. Știi? Adică era și un soi de, -asta, de, de, control, nu știu cum să spun. Și a, dar pe mine m-a ajutat teribil de mult, pentru că mă simțeam implicat acolo și puteam să observ ce fac. Și întotdeauna țin minte că la adversarele mele scriam ce fac ele bine, dar la mine scriam doar ce fac greșit. Rare ori am găsit un bravo Ana în caietul meu. Au fost și momente în care îmi scriam singură, bravo Ana, pentru că e important da, da, să da. validăm și binele la că noi avem tendința da. să vedem doar ce facem da. greșit. Da, da, da. Și făceai și acest lucru, adică îți validai... Dar foarte rar. Foarte rar. Foarte rar. Foarte rar. Uh -huh. Adică, adică mai cam... mult te uitai la ce e de corectat. Absolut, absolut. Uh -huh. Adică cumva simțeam că de asta fac ceea ce da. fac, dar... Pe unele adversare cu care oricum nu rezonam eu așa și hiperbolizam ce fac ele, adică cream așa niște, niște povești și la mine era, n-ai făcut aia, n-ai făcut aia, poți să îmbunătățești aia. Și când vedeam cei drept, când scriam bravo, scriam cu litere de, de tipar, știi, cu majuscule. Și mă gândeam, zi, mama aici, că mai răsfăiam agendele după. Zic, aici chiar am făcut ceva super bine. Dacă am fost eu atât de drăguță cu mine și mi am scris bravo cu litere mari, ce să zic. Uh -huh. Dar pe mine m-a ajutat acest lucru și țin minte că la un moment dat unul dintre antrenorii noștri, Milan Cornel, luase el o cameră video, ne-a înregistrat la antrenament, eram în cantonamentul de la Forban, la baza clubului sportiv al Armatei Steaua, și în sala de mese aveam un televizor, un video sau ce Doamne iartă, mai era atunci. Și când ne-a arătat asalturile, mie mai îmi trebuia și popcorn. Eu mă uitam dacă stau frumos în gardă, dacă îmi stă părul mască. Aveam cu totul și cu totul alte, alte detalii la care mă focusam. Și atunci mi-am dat seama că la mine, într-adevăr, funcționează în continuare ca și pixul. Dar dacă îmi luai caietul și pixul, credem că eram pierdut în sala de scrimă. Mm -hmm. Că la mine mm -hmm. nu poate mi uita mânușa sau alte părți din echipament, dacă e tu era cu mine. Ok, ok. La un moment dat ai spus că în momentele de liniște, îți făceai planuri și visai cu ochii deschiși. Și vreau să te întreb acum, care erau visurile tale? Adică când stai așa liniștită și erau înainte de competiții, erau pe tot, visai tot parcursul tău profesional? Nu mai mult în despre zi. și acum. Partea asta de visare n-am încetat-o, dar atunci îmi, nu că îmi cream niște scenarii. De Ce? când intram în sală, și aveam această... Eu n-am fost niciodată un om superstițios. Adică nu mă gândeam cu ce picior am ieșit din casă sau pe câte canale am călcat. Sau nu. Asta mi se părea obositor. Dar îmi creasem așa o rutină și la un moment dat cu colega mea de cameră, Simona Pop, nu știu de unde, cred că ne-a mers foarte bine la o competiție la care am ajuns dimineața primele în sală. Practic, noi am deschis sala de scrimă. E, și ne-a rămas cumva asta în minte că noi trebuie să fim primele la sală. Nu conta că celelalte sportive veneau cu o oră jumate, două înainte. Noi, dacă puteam să dormim noaptea în sală să ne asigurăm că suntem primele, deci ăla pentru noi era primul checklist. De deci, ăla uh -huh. trebuia să-l bifăm. Dacă suntem primele, de restul vedem noi ce mai facem. Și aveam tot felul de, de chestii de genul ăsta. Bun, dar ai spus că te gândeai. Și după aceea, asta, asta vreau să zic, după ce intram în sală, îmi cream acest scenariu. Cum și mă are? vedeam cum efectiv cum mergeam. Unde e primul, prima oprire? La vestiar să mă, să mă echipez. După aia mers să-mi fac controlul armelor. Și vizualizam. De fapt, nu știu dacă cât e... Visare e mult spus. Cred că visare era în partea a doua. Pentru că în prima parte era vizualizare. Ăsta mi-e traseu, asta fac. Mă urc pe planșă și în mod normal știi cu cine ai primul asalt. Și îți imagineai? Îmi imaginam fiecare tușă. Și făceam acest exercițiu. OK. Și ți imagineai că ești câștigătoare de la final? Fiecare <laughs> corect, De fiecare dată. De fiecare dată. În scenariile mele de fiecare dată eram da. pe podium. Erai pe podium pe cu Pe podium, dar nu pe prima treaptă. Nu pe prima treaptă? Nu, uite, întotdeauna mi-a fost greu să mă văd așa. Dacă închid ochii, văd podiumul și eu mă văd pe acolo pe undeva. Pe podium, dar nu da, neapărat niciodată, pe primă, da, am avut niciodată chestia asta, nu știu de ce. Nu pot să mai explic mm -hmm. și nu am stat să analizez foarte clar. Oricum, dar noi așa ne spuneam tot timpul, inclusiv la, la echipe. Noi să ajungem pe podium. Da, okay. Și când îți imaginei că tu ești pe podium, îți cânta și, nu? Nu nu, nu? nu, nu, nu. Nu mergeam merge. chiar atât de uh -huh. detaliat. Uh -huh. Dar făceai trei lucruri esențiale în procesul de performanță. Odată dată uh -huh. partea asta de reflectare asupra. Uh, trecutului și asupra uh, greșelilor pe care le făceai și cum să le corectezi, faptul că reflectai asupra a ce făceau concurent, concurentele, adversarele da. tale și cu ideea să ți însușești ce, ce era bine da. și faptul că te proiectai în viitor și da. îți vedeai pentru că există studii care arată, au fost făcute pe, pe sportivi, studii care arată Că efectele benefice ale exersării mentale, mentale da. și ale vizualizării. Da, da. Și de asta spun. Adică au fost la un moment dat două grupe, unora li s-a dat să exerseze mental o anumită mișcare, uh -huh. celorlalți nu, iar la final s-au constatat că cei care au avut de exersat au avut o îmbunătățire de cu 50% și de asta te întrebam da, că da, eram curioasă da. să făceai acest asta lucru. Asta făceam. Asta da. făceam și de multe ori nu doar în ziua competiției, atunci doar recapitulam cumva Dar până acolo, tot drumul ziua dinainte și așa mai departe La mine cumva era această perioadă de timp din fiecare zi În care mă concentram pe asta, vizualizam, mă vedeam Dar simțeam cum îmbrac costumul de scrimă, cum se simte arma în mână Și așa mai departe, adică era totul Exersând atât de mult, ajunsesem efectiv să simt fizic toate aceste detalii. Acum, de exemplu, nu mai pot. Să știi că am încercat odată. Să mă întorc acolo. Deci tu simțeai, pe lângă faptul că vizualizai, da. de efectiv era ca și cum s-ar fi... Eram acolo, da. Creierul nu face diferența între imaginație și realitate. Da. Și tu practic și simțeai că ești acolo, adică nu mai te vizualizai. Da. da. Dar da, acum să știi că nu am încercat, nu mai pot să merg la fel de... să mă simt atât de profund implicată. Bine, aici n-am mai făcut de scrimă de trei da, da. Da. ani de zile deja. Mm -hmm. La 17 ani ai fost desemnată de federație pentru a participa la campionatul mondial de la Lisabon. Acolo s-au întâmplat lucruri foarte interesante și la un moment dat te-ai îmbărbătat singură. Da? Te-ai gândit mm -hmm. cum să obțin victoria când nici măcar eu nu cred în ea. Și apoi cu toată energia ai învins-o pe adversarea ta din Rusia, campioană mondială. Mm -hmm. Acesta amănunt l-ai aflat ulterior. <laughs> Și vreau să te întreb acum, că asta mi-amintește deși de povestea unui puști care a rezolvat o problemă pentru că nu știa că era o problemă, că știi, că era nerezolvabilă. Crezi că aș fi făcut diferența dacă tu ai fi știut că adversarata adversara ta era campioană mondială? Clar da. Da. Clar da. Deși atunci a fost fix inconștiența vârstei, ideea este așa, câștigase în campionatul mondial pentru juniori, și participarea la campionatul mondial de seniori a fost o recompensă din partea Federației Române de Scrimă. M-au trimis acolo doar pentru o experiență. Să văd și eu cum, pentru că nu există egal da, între campionatele mondiale de juniori și cele de seniori. E altă organizare, alt nivel al competiției și așa mai departe. Doar că mi-au spus de la început, știi ceva, vei merge acolo fără echipă și fără antrenorul tău. M-au trimis câine sur la vânătoare. Și iată-mă pe mine ajunsă la acea competiție care era mult prea mult pentru posibilitățile mele. Țin minte că în grupele preliminare nu mi-au funcționat nici armele și am făcut ce știu un copil mai bine să facă, m-am pus pe plâns. Toți banii din diurnă i-am dat pe cartele și sunam pe ei în țară din Portugalia să plâng puțin la telefon între asfalturi, nu că ei ar fi avut ce să facă altceva. În fine, cert este că am reușit în cele din urmă să mă, să mă adun, să merg mai departe pe tabloul final și mi-am dat seama că eu nu aveam nimic de pierdut acolo. Eu chiar nu aveam nimic de pierdut. Ok, deci pe tine te-a ajutat mai în setul pentru că nu e prima oară când îmi spui da. că te-ai gândit, eu nu n am nimic de pierdut. Da și dar Și da voie, era. exact, să fii tu. Și pe mine asta m-a ajutat teribil de mult, mai ales în prima parte. Când, când aveam plasa de, de siguranță în competițiile de juniori. Uhum. Și atunci pentru mine era altă lume. Și după? Și simplu fapt că aveam șansa da. să merg acolo, aia mi se părea extraordinar. Și vis-a-vis -vis de, de rusoaica aceea, eram în sferturile de finală. Practic acel asalt m-ar fi propulsat direct pe podium în, în semifinale. Și eu când am văzut-o, care are două ridori în plus, eu nu știam nume atunci. Pe mine nu mă interesa. Eram foarte superficială, știi? Și am zis, ok, pe tanti asta, dacă o plim foarte bine pe planșă, că eu clar sunt mai tânără și am mai multă energie, gândește că de simplist. Da, 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 dar da. a, da, a funcționat. A funcționat, asta zic. Da. În momentul în care doamna Ana Pascu, președintele Federației Române de Scrimă la acel moment, din păcate, nici nu se mai află printre noi, a venit și mi-a spus: Tu știi pe cine ai învins. Și eu am zis, nu știu, era rusă, rusoică că mai în vârstă, îți dai seama că. Bineînțeles că toată lumea s-a amuzat. Ulterior, în semifinale, am. am fost învinsă cu un scor rușinos, aș putea să spun 15-5 de o sportivă din Germania, dar îți minte că plângeam atunci pentru că mă usturau picioarele. De la efortul pe care eu îl depusesem, toți colegii mei urlau din tribune, hai Ana, hai că poți, și eu mă întorceam la ei și le spuneam, nu mai pot, mă întorc picioarele. Eram doar un copil, dar un copil care intrase cumva în lumea acestor mari performeri și m-am trezit eu pe, pe podiumul mondial. A fost o experiență foarte interesantă. Doar că vis-a-vis -vis de ce spuneai tu, mai târziu, când n-am mai avut exact trecerea, ăla a fost un prac foarte important pentru mine. Trecerea de la junior la seniori. Iar acolo magia domnului Podanu a făcut ca lucrurile să funcționeze. În ce sens? Pentru că eu eram obișnuită și dacă nu făceam nimic la competițiile, când concuram în paralel la competițiile de seniori, atunci sigur la junior luam eu o medalie, ceva. Și eram satisfăcută că am făcut ceva bun acolo. E, când nu am mai avut această plasă de siguranță și am început să concurez doar la seniori, mi-am dat seama că eu fac același lucru, am aceeași viteză, fac aceleași acțiuni, dar nu mai am aceleași rezultate. Și am început să mă frustrez și să mă sperii. Pentru că mie mi se părea că fac bine ce fac, dar rezultatele nu mai erau acelea. aceleași. Doar că eu nu mă raportam și la faptul că întâlneam alte adversare. Mai experimentate, mai puternice, cu altă viteză și cu altă experiență. Da. Eu mă raportam doar la ce fac eu. Iar atunci, domnul Podeanu, după deja o perioadă de câteva competiții, m-a luat deoparte și mi-a spus așa: Pe mine mă interesează, noi suntem la început de drum, am încheiat un capitol. Da? Pe mine mă interesează să crești de acum înainte. Așa că mi-aș dori tare mult ca anul ăsta, la fiecare competiție, să încerci să te califici pe tablou final. Asta însemna, am primit 64, ceea ce pentru mine era un eșec. Uh -huh. Și să capezi Constanța acolo în anul următor mai faci un pas și să fii constant în primii 32, următorul an să fii constant în primii 16 și de acolo oricând poți să faci pasul pe podium. Și mie mi se părea, am fost foarte revoltat atunci și nu l-am înțeles. Pentru că eu eram obișnuită cu podiumul. Și nu poți să-mi spui mie, bravo Ana, că mă întorc cu locul 60 sau cu locul 30 de la concurs. Dar atunci, pe atunci, aveam timp să creștem și să nu ardem etapele. Hmm. și ai luat-o pas cu pas practic. asta m-a ajutat teribil de mult și faptul că am avut încredere în ceea ce mi-a și... spus okay. am crescut sănătos și de fapt nu a fost presiune din partea lui da. el ți-a zis ok, hai să o luăm ușor-ușor exact. uh -huh. și asta a fost una dintre magii a doua s-a întâmplat când am participat la competiția de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Atena în 2004 la fel, tot pentru că eu câștigasem campionatul mondial de junior, Federația m-a trimis la concursul de calificare și gândește-te că la acel concurs de calificare erau două locuri pentru Jocurile Olimpice de la Atena. Ultimele două. Când intri în competiție cu gândul ăsta deja, știind că mai sunt alte 20 de sportive, pentru că la competiția respectivă fiecare țară care nu avea sportiv calificat avea dreptul să trimită un reprezentant. Deja erau patru sportive pe două locuri de care știam doar eu. Uh -huh. Am ajuns acolo, am început grupa preliminară cu trei pierderi. Era teribil pentru mine, pentru că următoarele trei eram obligată să le câștig. Bineînțeles că după a treia înfrângere am început iarăși să plâng, iar domnul nu a venit, -a, efectiv m-a scuturat. Dar m-a scuturat într-un mod blând. Și mi-a spus atât. Îmi doresc la fel de mult ca și tine să ajungem acolo. Ar fi extraordinar să reușim asta. Dar te rog frumos... Și acum nu o să sune bine ce spun eu. Bagă-ți picioarele la propriu. Pentru că noi doi avem cale lungă de acum înainte. Dacă ne iese acum, e minunat. Nu pune mai multă presiune pe tine. Uh -huh. Ei, și în momentul ăla... Te-ai relaxat. M-am relaxat. Și ai putut să dai tot. M-am urcat pe planșă și m-am jucat. Înțelegi? Și atunci s-a produs, miracol. produs miracolul S-a produs miracolul M-am calificat în finală uh -huh. În finală mi-am luat iarăși o bătaie De nu m-am văzut Cred că tot 15-5 sau 15-4 chiar a fost scorul Consumul nervos a fost atât de mare atunci Încât 3 zile m-a durut capul N-a uh -huh. trecut nici cu pastile, nici cu nimic Nici cu descântece, nici cu, nici cu nimic Fusese mult prea mult pentru mine uh -huh. Dar aveam totuși biletul Iar acel bilet l-am câștigat Mulțumită faptului că antrenorul a știut În momentul ăla ce să-mi spună Mm -hmm. e mare lucru, E foarte mare lucru. Da, e, lucru. Da, e wow. Și asta a fost magia pe care noi am avut-o tot timpul. Mm -hmm. La primul concurs internațional, Campionatul Mondial de cadeți din Polonia, din A da. urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. După festivitatea de premiere, antrenorul ți a spus: "Data viitoare va trebui să fii de două ori mai bună, ca să nu poată nimeni să spună că ai câștigat din greșeală." cum s-a materializat acest sfat? De ce? Eu când am citit asta, da, am devenit curioasă. Voi aveți un timp în care vă aveați un timp în care vă antrenați. Da? Nu știu câte ore pe zi te antrenai. De obicei erau două ore jumătate dimineața, două ore jumătate seara. Bun. Și aici e curiositatea. Cum, cum s-a materializat acest sfat? A fost una dintre cele mai bune lecții pe care eu am primit-o și am purtat-o cu mine mai departe. Când ai 17 ani și câștigi primul aur mondial și ajungi acolo sus pe podium și îți dai seama că pentru câteva secunde tu ești cel mai bun din lume în ceea ce faci tu, tin să calci așa pe niște norișori. Uh -huh. Iar lecția asta m-a ajutat să mă țină cu picioarele pe pământ. Am muncit. Doar atât. N-am muncit mai mult. -am muncit asta voiam să te întreb. Dacă nu. ai muncit mai mult față de ce. Nu, am făcut lucrurile la fel, după program, după ce îmi spunea antrenorul că am de făcut. Dar n-am lăsat garda mai jos. N-am intrat niciodată în sală, pe modelul. Eu sunt deja campioană mondială. Astăzi nu mai fac 10 fandări. Fac doar 5, că știi? În sensul ăsta. În sensul ăsta a fost lecția pe care am primit-o. Și la noi la fel era foarte important și mi s-a repetat deseori că să-ți fie teamă de orice adversar. Nu contează că tu ești numărul 1 mondial astăzi. În scrimă se poate întâmpla orice. Cum s-a întâmplat și uh, cele din Rusia. Exact. Corect? Și au fost atâtea și atâtea cazuri. Iar pentru mine nu conta niciodată că e Campionatul Național sau Cupa României sau Jocurile Olimpice. Eu mergeam uh -huh. acolo să câștig. Clar nu mi-a ieșit de fiecare dată. Clar în 20 și ceva de ani mai mult am pierdut decât am câștigat. Uh -huh. Dar în, pentru mine era important să știu că astăzi, acum, am făcut cât am știut eu, cât am putut eu de bine. Și au fost zile în care arătam o scrimă aproape perfectă, superbă era scrima, aia și picam din turul 2 și mai erau și zile în care era o scrimă de-aia chinuită și scălămbăiată și ceva, ceva rău, dar în care câștigam. Uh -huh. Și am învățat cu timpul să accept fiecare variantă. Uh -huh. Fiecare variantă, tot eu eram acolo. Uh -huh. Ce te-a motivat de-a lungul întregii călătorii? Uite, pentru asta n-am niciun... n-am nicio explicație. Eu cred că am avut așa în interiorul meu... Unii izvor ne se cade motivație. Voi mai mult. Voi mai mult. Deci exact. asta poate să fie un motiv. De a fi mai mult, mai bine. mai. Exact. Pot uh -huh. să fac mai bine de atât? Era o întrebare. Poate ia să-mi să iasă, da? Da. Poate să-mi iasă acțiunea aia mai bine? Sau mai visam, mi-ați zis, scrie, nu poți reinventa. Nu ai ce să mai adaugi. Dar cumva pe mine m-a ajutat proba pe care am practicat-o, proba de spadă, pentru că acolo puteam să-mi creez singură povestea. Uh -huh. Iar eu sunt în continuare acest copil fascinat de povești. Iar simplul fapt că urcam pe planșă și aveam acel băț în mână cu care îmi scriam povestea, uh -huh. pentru mine asta era extraordinar. Uh -huh. Pentru că de fiecare dată, în spatele măștii, puteam să fiu cine vreau eu să fiu și mi imaginam că sunt tot, îmi cream tot felul de personaje. Iar pe mine asta m-a ținut implicată uh -huh. Uh -huh. acolo de fiecare dată. Care ar fi o rețetă a succesului, din punctul tău de vedere? Munca. Adică, a, astea sunt ingredientele, ingredientele pe care eu da, le-am găsit. Da, Munca, da. determinarea, dedicarea, pasiunea și ambiția. În fiecare zi. Dacă muncești o săptămână determinat da, și cu tot focusul acolo, și îți iei două săptămâni pauză, sori. Uh -huh. N-ai făcut decât să depui efort o săptămână în van. Nu. Aceeași nu dedicare aceeași dedicare, ambiție în fiecare zi și să nu crezi acum cumva că eu am fost acest sportiv care, roboțel care în fiecare zi se trezea cu inima plină de bucurie să meargă la sală. Nici de cum. Și ce făceai când nu aveai chef? E, când nu aveam chef, mă gândeam fix la adversarele mele. Înțelegi? Că erau câteva fețe câteva cu care nu rezonam. E că nu, eu n-am avut nici prieteni, nici dușmani înțelegi în scrimă. Au fost pur și simplu oameni cu care am Împărți bucăți din viață. Dar erau câteva fețe cu care n-am da. rezonat punct. Iar dimineața, când mă trezeam și, ba mă durea ceva, pentru că sportul, mișcarea, înseamnă D. sănătate, dar sportul de performanță înseamnă, înseamnă și durere. Și, și uzură, și durere. Și da, când faci sport după 30, plus, doare și mai tare. Da, dar asta e altă da, poveste? Da, da. Mă trezeam dimineața și mă gândeam, zic, hm, fata asta e deja în sală și se antrenează. Și asta înseamnă că o să fie mai bună ca mine. Okay. Și asta te motiva Aia să era uiți, motiv. da. da, și să mergi mai da. departe. Da. Da. Ce numești eșec? Eșec? Fiecare oportunitate ratată, fiecare competiție la care nu mi-am îndeplinit obiectivele, dar eșecul pentru mine a fost cea mai bună lecție. De fiecare dată. Ca sportiv, atunci când cucerești o medalie și da. te-ntoci acasă, toată lumea spune că ești cel mai bun, cel mai frumos, cel mai deștept și așa mai departe. Ceea ce nu te ajută. Ba, din contră, s-ar putea să te împiedice, pentru că la un moment dat o să crezi tu că ești cu adevărat bun. Și atunci, dacă ești cu adevărat bun, intervine autosuficiența și zici, gata, pui, eu nu mai muncesc. Și eu este pericol că o să te oprești. Exact. Din evoluție. Exact. Mm -hmm. Pe când, dar tu oricum te uita mereu cu mai ăsta să înveți. Absolut. Eu am în continuare această curiozitate. Da. Da. Despre scrimă, despre oameni, despre viață, despre ce pot să învăț mai mult de atât. Și asta uh -huh. e și moștenire din partea domnului Podeanu dar și moștenire de acasă, cumva. Uh -huh. Uh -huh. Și la un moment dat te-ai hotărât să te retragi. A fost, te gândi gândit dinainte cam care o să fie momentul, cum a fost momentul ăsta în care te-ai te retras? Acela fapt. a fost o surpriză și pentru mine să știi. Doar Dar vei cumva, mică, când te uitai în viitor, te gândești, știi că la un moment dat va trebui să te oprești, dar nu știai care va fi acel moment. Nu știam ce o să simt atunci. Ah, ok. Dar eu când eram mică, mi-am promis că atunci când o să simt că nu mai e locul meu acolo, mă voi opri. Și s-au evit oportunități, inclusiv atunci, în 2017, cu Glezna, când am ratat practic un sezon întreg și era foarte greu să mă reinventez la 30 de ani, ca să ce? Și se-i foarte multe oportunități, și cumva seara mergeam la culcare cu gândul că, ok, nu mă mai întorc la scrimă, o să fac asta sau asta, și a doua zi mă trezeam, dar cu un gând atât de intens, băi, dar dacă pot să mai iau o medalie. Și atunci m-am întors. Eu niciodată nu mi-am dorit să renunț la scrimă. Sunt foarte mulți sportiv care la un moment dat spun, băi, mi-e prea greu, e prea mult, eu nu mai mm, vreau. Plăcea? Mie îmi plăcea să fiu acolo și, și... tocmai de asta am revenit și după o pauză de multe luni de zile. Doar că momentul în care m-am trezit în ziua competiției, eram în decembrie 2021, m-am trezit total deconectată. Mi-am luat training pe mine, am ajuns la sală și când am ajuns la sală, m-am gândit, zic, ok, acum, astăzi, trebuie să stau toată ziua aici. Trebuie să îmbrac costumul ăla, rigid, trebuie să merg să-mi controlez armele, trebuie să... Mi s-a părut tot... Deci tot ce mi-a dusese mie bucurie 20 și ceva de ani, devenise greu. Da, <hânt> Dar așa, într-o fracțiune de secundă. Și am zis, ok, Înseamnă că ăsta este momentul în care Gat. frână Și n-am regretat nici măcar o secundă mm -hmm. Foarte interesant Atunci, n-am atunci, mai da, simțit da. după aia Ok, mi-e dor de scrimă Mi-e dor de emoția competiției Dar mm -hmm. punând în balanță Eu nu am mai fost efectiv dispusă să alerg în jurul lumii Și să am toată viața într-un bagaj În speranța că la un dat o să mai urc pe podium Nu am mai fost dispusă să fac asta mm -hmm. Spune câteva cuvinte, că da, ne apropiem și de final, despre ce faci acum. Deci ai făcut trecerea asta în... și cum. cum și e? perioada aceea de tranziție, să știi că a fost una foarte interesantă, da. când m-am trezit dimineața și mi-am dat seama că eu nu mai am un obiectiv, eu care pusesem obișnuită toată viața să lucrez pe obiective. Uh, și primul lucru pe care l-am făcut a mers la terapie. Dar obiective poți să ai în continuare. Pot să am, dar în momentul acela eu nu știam ce înseamnă un uh -huh. alt obiectiv, în afară de viitoarea medalie. Corect, da, da, da. Dar m-am reconstruit. Da. Acum sunt parte din echipa Comitetului Olimpic și Sportiv Român, și cumva întotdeauna am spus că eu sunt rodul muncii oamenilor din jurul meu. Și mi-aș dori tare mult ca ceea ce fac eu de acum înainte să fie de ajutor micilor sau marilor sportivi care se visează campion. Acum suntem, bineînțeles, în an olimpic. Da. În între 26 iulie și 11 august se vor desfășura jocurile olimpice de la, de la Paris și pentru mine este foarte interesant să văd din altă perspectivă, să văd alt rol, până acum am fost doar sportiv la, la jocurile olimpice, dar voi fi cu siguranță cu inima alături de sportivii din România cei care ne vor reprezenta acolo și pe lângă asta sunt și alte proiecte în care sunt, sunt implicată proiecte dedicate antrenorilor pentru că eu am avut șansa să am un, un antrenor excepțional și nu vorbesc aici doar despre domnul Dan Podeanu ci despre toți oamenii cu care am lucrat de-a lungul carierei sunt și alte proiecte dedicate inclusiv sportului juvenil uh -huh. și bineînțeles în România, sportivii care ne vor reprezenta la Jocurile Olimpice de la Paris, ei sunt punctul central și ne dorim și facem tot ce este posibil ca ei să aibă cele mai bune condiții și să aibă, din punctul meu de vedere, dramul acela de inspirație de care au nevoie în ziua concursului. Este extraordinar ceea ce faci. Ești un model și consider că ești un model nu doar pentru sportivi, ci și pentru toți cei care vor să facă o diferență în viața lor, știi? În domeniul în care activează? Uh, nu știu, e, e mult spus model din punctul meu de vedere. Eu spun în continuare că eu nu sunt campionul uh, din acel uh, palmares eu sunt doar copilul care a avut, a îndrăznit să viseze și a muncit în fiecare zi pentru visul lui până a ajuns să-l împlinească. Dacă eu am reușit, oricine o poate face. Sunt dovada vie că visele devin realitate atunci când crezi și muncești pentru, pentru ele. Da, foarte frumos spus. Da, Și eu cred același lucru. Că... Dar ține de noi, de fiecare în parte, să ne plângem mai puțin, să facem mai mult și și să zâmbim mai mult. Pentru că avem nevoie de această, de această energie bună. Și să ne jucăm, cum spuneai da, mai devreme, să nu ne mai luăm așa de mult în serios. Da. Că să asta învățăm mi de se la pare... copii. Să învățăm de la copii. Mi se pare că ei vin cu un bagaj extraordinar sunt autentici, au acolo tot ce le trebuie, doar că noi, adulții, la fel, reușim să îi transformăm și pe ei. Dar să ne uităm cum ei reușesc să relaționeze unii cu alții, cum pot să se împrietenească dintr-o singură privire și așa mai departe. Avem atâtea de învățat de la ei. Așa este. Și eu mă gândesc la copiii mei și când îi văd cum se bucură de fiecare lucru, cum trăiesc, pur și simplu sunt prezenți, trăiesc. Asta e primul pas. Da. Și sunt prezența acolo, nu se gândesc, inau, se gândesc ce o să fac peste o săptămână, peste o lună, la anul. Este pur și simplu a trei. E adevărat că cred că sunt importante ambele. Și să avem niște obiective și, să, și către care să ne îndreptăm și să ne gândim ce facem, în același timp să ne bucurăm de ceea ce este, de călătorie. Ca că asta mi se pare, ca să uităm, să ne bucurăm de călătorie. Să ne bucurăm doar pentru că suntem. Da. Mulțumesc tare mult, Ana! Mi-a făcut mare plăcere și ți zis, îți mulțumesc că ai venit și ne împărtășești povestea ta minunată. Mulțumesc și eu! Mulțumesc, dragi telespectatori! Să ne fie de folos! Pe curând!